Adică să felicitări în primul rând. Ce înseamnă acest trofeu pentru voi după finala de anul trecut pe care ați pierdut-o la limită, acum ați reușit să puneți mâna pe marele trofeu? Da, o realizare frumoasă. Pentru noi la vârsta asta este un trofeu care, na, cum să zic, anii care i-am muncit să văd acum, pe final. Un campionat frumos, sperăm să facem și o figură frumoasă la Târgu Mureș, la Piatra Neamț și să sperăm și la anul să fim în aceeași formulă. Suntem majoritatea foști fotbaliști. Un trofeu individual și pentru tine, ce înseamnă acest premiu de cel mai bun jucător? Fără colegi nu se poate, asta e clară treaba. Dar este un trofeu care e chiar binevenit și mă bucură într-un final. Cum e după atâția ani cu colegii de la Pandurii să joci în continuare? De la fotbal ai trecut la mini-fotbal, dar ești tot pe teren. Da, e un sentiment plăcut. Te întâlnești cu foștii colegi, mai stai, mai discuți, ne mai întâlnim. E un sentiment plăcut. Mulțumesc!